Bună ziua, dragi elevi! Sunt Lilia Frunză, profesoară de limba și literatură română și vom fi împreună la lecția de astăzi, lecție pregătită de profesoara Papucceu Ludmila. Dragii mei, tema lecției de astăzi este drepturile copilului. Motoul lecției: oricine ai fi, să știi că fără prietenie nu există viața adevărată. Vă propun să meditați asupra acestui moto. La lecția de astăzi, voi veți învăța unități lexicale noi, veți alcătui propoziții cu lexicul învățat, veți citi informații despre drepturile copilului, veți răspunde la întrebări, veți completa un chestionar și veți scrie un apel. Vă propun să meditați și să spuneți cu ce asociați voi cuvântul copil. Și aveți aici multe, multe imagini. Următoarea întrebare este: prin ce se deosebește copilul de un adult? Ne aducem aminte cuvântul adult, matur, vzroslăi. Cum sunt copiii? Și prin ce se aseamănă adultul și copilul? În continuare, citiți îmbinările de cuvinte și expresiile date. Alcătuiți enunțuri cu cele evidențiate. Și avem următoarele îmbinări de cuvinte și expresii. Fiecare copil: a frecventa școala, munci grele, a fi fericit, a rezolva probleme, îngrijire necesară, a dezvolta talentele, a-și exprima părerea. Știți ce înseamnă părere? Opinie. Alcătuiți enunțuri cu cuvintele evidențiate. În continuare, citiți cuvintele, pronunțați-le corect, apoi alcătuiți îmbinări de cuvinte cu cele evidențiate. Primul cuvânt este drept. În limba rusă va fi права. A adopta înseamnă a accepta, a aproba. A afecta, a întrista. Indiferent de, în limba rusă, nezavisima od. Trafic, comerț ilicit. A frecventa, a merge regulat, de exemplu la școală, a frecventa școala. Dăunător, vrednic. Drog sau narcotic. Violență, lipsă de stăpânire în vorbe sau fapte. Și aspect exterior, vneșnii vid. Ați reușit să pronunțați cuvintele și să le scrieți în vocabulare? Dacă da, continuăm lecția. Alcătuiți îmbinări de cuvinte, apoi enunțuri. Informații, de exemplu, informații utile. A exprima, a exprima ce? Gândurile. A se bucura de, a se bucura de succes. A obține ce? A obține cunoștințe. Mai departe, continuați voi. Citiți enunțurile, stabiliți sensurile cuvântului drept. Ca să ajungi la liceu, mergi drept înainte. Unghiul drept are 90 de grade. În dreptul casei crește un nuc. Fratele meu își face studiile la facultate de drept. După lecții merg drept acasă. Fiecare om are dreptul la viață. Mă doare piciorul drept. Vedeți câte sensuri are acest cuvânt? Știați că la 20 noiembrie este Ziua Internațională a Drepturilor Copilului? Copilul și drepturile lui.
Drepturile copilului sunt reglementate de Convenția asupra drepturilor copilului. Această convenție a fost adoptată de Adunarea Generală a ONU la 20 noiembrie 1989. Citiți informația și spuneți ce drepturi are fiecare copil. Atrageți atenție la imagine. Răspundeți la întrebări în baza acestei informații. Întotdeauna părinții îți ascultă părerea? Dacă nu, cum crezi, de ce? Care sunt jocurile tale preferate? De ce? Cum procedezi atunci când te simți rău? Ce talent ai vrea să ai tu? Cum ți-l dezvolți? Ce surse de informare utilizezi mai des? De ce? Cum crezi, muncind în curte, făcând cumpărături, spălând vesela, ești exploatat de părinții tăi? Când a fost adoptată Convenția Drepturilor Copilului? Îți ceri iertare atunci când îți dai seama că ai supărat pe cineva? De ce are nevoie un copil pentru a crește sănătos și fericit? De ce fiecare copil trebuie să frecventeze școala? De ce au nevoie copiii în caz de boală? De ce trebuie să fie protejat un copil? Bucurându-se de drepturi, ce nu trebuie să uite un copil? Atrageți atenția la această întrebare. Și acum ne vom juca. Jocul se numește Zborul cu balonul cu aer cald. Imaginați-vă că zburați într-un balon cu aer cald. Balonul tău începe să cadă. Pentru a fi salvat, trebuie să lași un anumit număr de saci. Pe saci sunt inscripții și cu drepturi. Alege care drepturi consideri că sunt cele mai importante. Deci aveți pe ecran aceste drepturi. Dreptul la viață, dreptul la locuință, la sănătate, la educație, dreptul de acces la informație, dreptul la securitate socială, la liberă mișcare, dreptul la liberă exprimare, egalitate în fața legii, dreptul la libertate și mai sunt și altele. Alegeți care dintre aceste drepturi, după părerea voastră, sunt cele mai importante. În continuare, vă propun să priviți imaginile și să spuneți ce drepturi ale acestor copii se încalcă? Cine și cum i-ar putea ajuta? Vă propun în continuare să completați un chestionar, răspunzând la aceste întrebări. Consideri că în școala ta ți se respectă drepturile? Numește trei drepturi ale copilului pe care le consideri mai importante. Numește trei drepturi care ți se respectă întotdeauna. Numește trei drepturi care ți se încalcă mai des. Ai încălcat vreodată drepturile altui copil? Iar spre sfârșitul lecției vom încerca să scriem o scrisoare către adulți. Scrieți un apel către toți adulții de pe planetă, utilizând următoarele cuvinte. Respectă, nu lăsa, nu uita, nu supăra, depinde de tine. Și la sfârșit vă propun să vă autoevaluați. Ce informații îți vor prinde bine în viață? Ce ai aflat astăzi nou la lecție? Ce te-a impresionat mai mult? Ce ai reușit să faci la lecție? Iar la sfârșitul lecției vă propun și un exercițiu de consolidare.
pregătiți un poster pe tema drepturile copilului. În speranța că v-a plăcut lecția de astăzi, vă zic la revedere și o zi bună!